Vă salutăm din județul Bistrița-Năsăud. Suntem pe șesul Văii Budacului din apropierea localității Orheiul Bistriței și pornim în căutarea unei flori, din păcate din ce în ce mai rare, despre care am aflat că ar crește în această zonă. Și da, am găsit-o printre brândușe și stejari seculari. Se numește laleaua pestriță și înflorește pentru o perioadă scurtă de 7 până la 10 zile în luna aprilie. Laleaua pestriță, denumită și floarea de șah, este protejată prin lege și aflată pe lista plantelor pe cale de dispariție. Culoarea specifică este un mov purpuriu cu picățele mai deschise la culoare.
Deși ploaia ne-a însoțit pe tot parcursul plimbării, nu a reușit decât să sporească farmecul acestor flori firave, cu petale în formă de clopot și bucuria noastră de a le admira.